Povestește-mi primul episod când copilul Diana Harabagiu, venită la gimnastică, a simțit că gimnastica nu e doar plăcere. A început totul când am început să ne pregătim pentru concursuri din ce în ce mai tare. Okay. Când am crescut nivelul de la 0 la 1 și știam că de acum o să trebuiască să luăm medalii. Da. Pe partea noastră. Și de atunci am început să ne lucreze foarte tare, să se uite, să fie atenți la absolut orice, orice mică greșeală pe care o făceam costa. Cum costa? Păi țipau la noi, dădeau în noi, ne dădeau afară din sală. Ții minte un episod orice. De la început? Ai în cap un episod care te-a marcat? Poți să-l povestești? Da. Adică ai puterea să intri un pic în trecut și să rememorezi un astfel de episod? Da. Eu eram, ca să înțelegeți, în sala de gimnastică. Da. Într-o parte, într-un capăt era bâna. Și în celălalt capăt era paralelele. Okay. Eu eram pe bână cu fetele, ne făceam exercițiile. Da. Și în capătul celălalt, la paralele, era antrenoarea noastră, doamna Petruța. Petruța Marcu, ea este antrenoarea? Ok, da. Da. Stătea la paralele să antreneze celălalt grup de fete. Dar între timp se mai uită și pe la noi. Da. Și dacă mă vedea pe mine că fac o greșeală, țipa la mine din capătul celălalt al sălii, țipa după mine, îmi striga numele foarte, foarte tare și știam că dacă îmi țipă numele, nu e bine. Ok. Cremeneam, pur și simplu cremeneam, începeam să tremur, nu mai puteam să continui deloc. Venea la mine, mă împingea de pe bârnă, vedea că nu fac nimica, m-a luat de ureche și mă trimitea în vestiar să stau. Chiar și o oră am stat în vestiar plângând și îmi spunea că n-am voie să mă întorc în sală până nu termin cu plânsul. Ce simțeai în momentul ăla? Tu plângând, părinții acasă, în fața ta persoana care reprezenta autoritatea, lângă tine colegele care probabil se uitau la tine, poate unele amuzate, ca așa-s copiii, poate unele speriate și ele. Da, bine, acum dacă stau să mă gândesc, fetele care mă vedeau că stau în vestiar, probabil că se gândeau că nu vor să ajungă și ele în situația mea și erau la fel de speriate ca și mine. Și mai toată lumea m-a ignorat cât stăteam acolo. Dar n-am, din păcate nu m-a ajutat nimeni în privința asta. Ai în minte un episod rău, adică rău care te-a bântuit și poate că încă îți bântuie mintea după atâta timp? A fost un episod acum înainte să mă las, fix cu câteva luni. Deci aveai, stai un pic, 12, tu te-ai lăsat acum 5 ani, în 2016, da? Da. La vârsta de 12 ani. Ok. Da. Cu câteva luni înainte să mă las de gimnastică, am avut accidentări foarte mari, am avut fractură la mână, am avut la picior, la călcâi, o altă fractură și din păcate, în momentul respectiv nu puteam să fac aproape nimic. Tot ce făceam era să mă duc la antrenament și pentru 4 ore toată lumea să mă ignore. Mă puneam să stau la trambulină, să fac pe acolo tot ce știu și cam atâta. Încercam să întreb, pot să fac aici, pot să fac acolo, dar nu mă băga nimeni în seamă. Vreo 4 luni am stat și am lucrat eu singură cu mine. Da. Și nimeni și nu te băga. Asta. M-a rănit foarte tare, având în vedere că știam că munceam foarte mult și încercam să fac cât de multe puteam și nimeni nu mă băga în seamă. De exemplu, eu când am fost la gimnastică, eu nu sunt o persoană foarte flexibilă și pe mine m-au tratat într-un fel, așa fel încât... Flexibilă, stai, flexibilă din punct de vedere fizic sau... Da, fizic. Ok. Stăteam ore în șir numai cu picioarele puse pe scaune în sfoara și mă apăsau în jos ca să fiu, gen, să fac sfoara mai frumos. Antrenorii te apăsau pe scaun. Poftim? Antrenorii te apăsau pe spate ca tu să stai în sfoară, să stai mai bine în sfoară, pentru a-ți crește mobilitatea, flexibilitatea. Da. Ok, dar e o chestie normală, firească chestia asta? La început era
ok, Da. punea scaunele destul de apropiate, dar încetul cu încetul le depărta așa de mult încât simțeam că nu mai pot de durere. Mă bufnea plânsul de durere, dar se uitau la mine și nu făceau nimic, mă lăsau așa, credeau că dacă continuă o să fie mai bine și că, nu știu, probabil că după aia nu o să mai regret ce mi s-a întâmplat. Deci tu practic plângeai și antrenorul te apăsa pentru a-ți a Crește crește mușchiul. amploarea exercițiului. Da. Asta am pățit eu pentru că eram singura fată din sală care avea problema asta. De Aveam mobilitate, fete. de Da, exact. flexibilitate, da. Aveam fete în sală care aveau o problemă cu dieta, adică probleme fiziologice. Dacă mâncau foarte puțin, se îngrășau. Da. Și antrenorii credeau că nu e adevărat, că mănâncă foarte mult, că se îngrașă din cauza că așa vor ele. Și pentru chestia asta ne făcuseră diete de fiecare dată când mergeam în cantonamente. Da. De dimineață aveam voie la maxim 2 felii de pâine. Am pățit ceva de genul când fusesem la Deva pentru un Da. concurs și am văzut că fetele de la echipa de la Deva primiseră porumb. Antrenorii l-au luat porumb la toate. Da. Și eram acolo cu ele și ne uitam la ele, ne se făcuseră poftă. Le-am zis antrenorilor dacă putem să ne luăm și noi și nu au fost de acord. Nu ne-au lăsat. Și cam așa a fost de fiecare dată. Mereu când mergeam pe undeva, luau ori în porțiuni foarte, foarte mici, Da. ori deloc. Păi a început încetul cu încetul să devine din ce în ce mai grav. Da. Și cam, să zic, pe la 8-9 ani am început să prind frică. Și chiar au fost zile în care mă pregăteam să merg la gimnastică și îi spuneam mamei mele că nu vreau să mă duc, azi nu vreau, nu mă simt bine, dar totuși mă duceam. Căutai tot felul de pretexte ca să nu-i spui de ce nu vrei să te duci. Da. Și asta era probabil cel mai facil. Nu mă simt bine. Da, pur și simplu nu voiam să mă duc. M-a întrebat de ce nu vrei, pur și simplu ziceam nu vreau, nu. Chiar nu voiam în ziua respectivă să-mi strig ziua. Ai spus că te-a împins de pe bârnă și te-a tras de urechi. Și chestia asta se întâmpla frecvent. Asta e cel mai dur lucru pe care, fizic pe care l-ai resimțit în relația pe care ai avut-o cu ea. Faptul că te tragea de urechi. Da, sincer, nu prea mai mintesc alte lucruri, dar foarte mult mă împingea, foarte mult mă lua de urechi, palme peste cap. Da. Și faptul că ne forța foarte mult, știa că nu mai putem, eram foarte, foarte obosită la forță și mi-aduc aminte, eram, cred că, clasa a patra, Da. făceam flotări în mâini la marginea băncii. Ne țineau fetele de picioare și trebuia să facem flotări. Da. Și nu mai puteam să continui. Eram mult prea obosită ca să mai continui setul de flotări și ea tot zicea, continuă, continuă, nu ai voie să te oprești. Și pentru că nu mai puteam, mi-au cedat mâinile, am căzut și am dat cu capul de parchet, unde aveam acolo băncuța și mi se făcuse un cucuie așa mare, mi-era și rușine să mă duc la școală în ziua respectivă, dar nu i-a păsat. M-a dus în vestiar, mi-a pus un pic de gheață, se uita la mine, mi-a zis, hai, ești bine, pleacă de aici. Foarte Și cam aspră. asta. Da. Limbajul, spuneai că era descurajant totuși, vă făcea proaste, adică simțeai după o zi de genul ăsta când îți pierzi încrederea în tine și că de fapt începeai să spui întrebări, băi, eu chiar nu sunt bună să fac lucrurile astea, nu sunt capabilă, nu sunt. Da, am avut momente de genul ăsta, mai ales când am fost la un concurs Așa. și mi se făcuseră foarte frică să urc pe bârnă. Era următorul aparat, bârna. Așa. Și La era. bârnă era cea mai mare teamă, aici aveai cea mai mare teamă. E Da. într-adevăr înțeleg că e un aparat foarte, foarte, foarte dificil. Sau cel puțin din exterior așa se vede. Bun. Deci stăteai ce? Stăteai să te pregăteai să urci pe bârnă Da, și mi se făcuseră foarte frică. ce te gândeai? La Începeam ce să. te gândeai? Ce aveai în minte în momentul ăla?
Mi-era frică să nu greșesc. Știam că dacă greșesc, antrenorul se supere pe mine și, de obicei, când luam cu totul altceva în afară de medalii de aur, de exemplu, dacă luam bronz sau argint, Da. antrenorii stăteau supărați pe noi. Știu că fix înainte să urc pe bârnă, mi-era frică, tremuram și doamna Petruța era lângă mine. Și Așa. m-a văzut că dau să plâng, m-a apucat de umeri și a început să-mi zică că dacă nu încetez acum, o să fie vai de capul meu, o să mă rănească, să termin odată cu chestiile astea, că nu se întâmplă nimic.